Direcția competiției din cadrul Federației Române de Fotbal anunță cluburile afiliate că începând din în această lună desfășoară operațiuni pentru acordarea vizelor anuale privind jucătorii seniori și juniori care participă diverse competiții acreditate de federație. Federația Română de Fotbal a transmis agențiilor județene de fotbal că urmează să se organizeze în fiecare județ din țară sesiuni pentru acordarea vizelor anuale pentru jucătorii seniori și juniori înscriși în competițiile organizate de federație. Circulara transmisă de federație conține informații privind data la care cluburile trebuie să se prezinte cu documentele necesare la sediul Federației Române de Fotbal. Potrivit acestuia, cluburile din județele Sălaj și Cluj sunt programate să se deplaseze la federație vineri, 21 februarie. 2014. Pentru a obține viza anuală, cluburile de fotbal trebuie să prezinte Federației următoarele documente, carnetele de legitimare aparținătoare jucătorilor amatori, licențele de jucători profesioniști, tabelele nominale cu jucătorii fiecărui club în parte, contractele încheiate cu jucătorii profesioniști, dacă și numai dacă acestea nu sunt în evidența Federației Române de Fotbal. Cerere de acordare a licenței pentru jucătorii amatori cărora li se modifică statutul, precum și ghitanță de plata taxei de vizanual. Anuală. Federația reamintește colaboratorilor că cotizația anuală trebuie plătită de membrii aflați în conformitate cu articolul 52 din prevederile statutului FRF. În cuprinsul documentului transmis către agențiile județene de fotbal, Federația Română de Fotbal anunță faptul că campionatul național al Ligii a III-a se în data de 28 februarie 2014. Totodată, Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat un interval de patru săptămâni în care cluburile au posibilitatea să transfere jucători în perioada de iarnă. Prin urmare, federația a stabilit ca transferurile în Liga 3 -a din campionatul intern să se efectueze în perioada 27 ianuarie-24 februarie 2014.